Bun găsit tuturor, urmăriți știrile ore 15. Augustin Lazăr îi dă replica lui Tudorel Toader. Procurorul general va face din moment în moment publică corespondența cu Ministerul Justiției pe tema protocolului încheiat cu SRI. Vedem chiar în aceste momente în imagini, se pregătește pentru declarații. Vă reamintesc că vorbim despre un scandal care a pornit de la decizia lui Tudorel Toader de a-l evalua pe Lazăr. Chiar în această dimineață spunea Procurorul general că va face publice documentele referitoare la acele protocoale încheiate între Ministerul Public și SRI. Le ascultăm chiar acum pe Augustin Lazăr. Într-o perioadă, din păcate, foarte sensibilă pentru justiție și pentru statul de drept din România, în care avem nevoie de media mai mult ca niciodată pentru a face cunoscut adevărul despre activitatea Ministerului Public. Este un context în care manipularea opiniei publice este frecvent folosită ca instrument pentru destabilizarea activității procurorilor. Aș dori să precizez că este o declarație de presă, nu este o conferință de presă, iar această declarație are rolul de a stabili adevărul cu privire la o temă extrem de dezbătută în ultima perioadă, cea a protocoalelor de cooperare cu Serviciul Român de Informații. Ministerul Public are misiunea de a asigura pe bază de probe aflarea adevărului. Pentru noi, pentru procurori, adevărul este valoarea cea mai de preț. Principiul aflării adevărului face parte din cultura noastră profesională. Ea este înscrisă în articolul 5 din Codul de Procedură Penală și este însușită organic de fiecare magistrat al Ministerului Public. În calitate de procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, consider și o chestiune de onoare și o datorie profesională să clarific toate suspiciunile, toate speculațiile și interpretările false apărute, din păcate, abundent în spațiul public pe această temă. Totodată, în spiritul transparenței instituționale pe care am promovat-o întotdeauna, voi face publică corespondența pe care am purtat-o cu Ministrul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii. Adevărul nu trebuie să supere pe nimeni. Adevărul este riguros, este concret, este neinterpretabil. Adevărul este unul singur. Din această corespondență rezultă cu claritate faptul că Ministerul Public a acționat în permanență astfel. În mod transparent, prin informarea Consiliului Superior al Magistraturii și a Ministrului Justiției, în legătură cu toate demersurile inițiate cu referire la protocoale, în mod constant, pentru desecretizarea protocolului din decembrie 2016, primul demers fiind făcut la data de 13 martie 2017. Într-un cadru legal care a reprezentat un mod instituțional de lucru în România, a se vedea în acest sens protocoalele similare încheiate de Serviciul Român de Informații cu Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și alte instituții ale statului român. Prin depunerea tuturor diligențelor în vederea clarificării necesare, fără a primi răspunsuri sau primindu-le cu întârziere de la instituțiile în cauză. Și urmează să vedeți. Din nou spun, adevărul nu trebuie să supere pe nimeni. Eu vă prezint niște documente, unele dintre ele chiar le-am declasificat, pentru a vedea cine cum le mai interpretează, dacă ele sunt acolo și scrie foarte riguros cum s-au desfășurat
arătat faptele și arată că procurorii sunt magistrați adevărați ai Ministerului Public, nu comit diverse subtilități, diverse, așa cum ne explică cineva pe posturile de televiziune, seara, unii chiar nefiind juriști, dar au această disponibilitate de a face scenete și dramatizări pe seama activității Ministerului Public. În acest sens, doresc să precizez faptul că toate protocoalele încheiate cu Serviciul Român de Informații au fost denunțate de părți, fiind lipsite de efecte. Ele au fost încheiate în cadrul legal, ca mod de lucru instituțional generalizat în România la data încheierii, apoi au fost denunțate prompt și lipsite de efect, în contextul suspiciunilor apărute în dezbaterea publică. Se poate lucra și fără protocoale, dar mereu profesioniștii au avut în vedere faptul că atunci când faci ceva, trebuie să faci pe baza unor proceduri tehnice de specialitate. Probabil că greșeala a fost că ele au fost secretizate, dar dacă ne uităm la ce se refereau unele dintre protocoale, cum este cel din 2016, și avem în vedere că e vorba de siguranța națională, atunci putem înțelege că un document ar trebui să aibă caracter de secret de stat și nu să fie plimbat pe toate site-urile și pe toate posturile de televiziune, în care, dacă ar fi comentat de specialiști din domeniu, am putea spune că e ceva. Dar se fac niște show-uri care nu fac bine nimănui, nici acestei țări, nici justiției, nici Ministerului Public. Și pentru aceasta am hotărât că este important să vedem aceste documente, să vedem care este adevărul despre manipularea penibilă care a apărut în spațiul media. Îi spun penibilă pentru că nu-mi este indiferent. A face pe cineva ignorant, a manipula pe cineva, este ofensator la adresa opiniei publice inteligente. În dimineața zilei de sâmbătă, 25 august 2018, Ministrul Justiției a publicat pe Facebook două mesaje referitoare la aspecte privind protocoalele încheiate cu SRI, arătând că doar zilele acestea a aflat anumite lucruri și înțelegând să facă referire expresă doar la un incident administrativ remediat cu promptitudine. A fost un incident pe care urmează să vi-l prezint. Vă rog să urmăriți în continuare comunicările publice ale domnului ministru de pe rețeaua de socializare, precum și o parte din corespondența avută de instituția noastră, din care rezultă modul sistematic și transparent în care am comunicat cu ministrul pe această temă, fiind informat în legătură cu procedurile de desecretizare. Noi eram în niște proceduri avansate la vremea respectivă. Totodată, vă rog să luați act de răspunsul comunicat președintelui Consiliului Superior al Magistraturii în 9 mai 2018 de către Ministrul Justiției, în care afirmă, citez, că Ministerul Justiției nu are atribuția legală de a analiza și de a emite un punct de vedere referitor la conținutul și efectele unui protocol încheiat între alte instituții publice. Riguros exact. Eu o să vă pun la dispoziție fiecărui jurnalist un set de documente pentru a le putea studia și a vedea că nu este cazul, nu manipulează nimeni pe nimeni atunci când vedem care este documentul sec. Documentul nu minte. Documentul este așa cum este el. Trebuie să ai doar bunăvoința de a-l citi corect. Primul document pe care îl voi prezenta este adresa Ministrului Justiției, fiindcă noi trebuie să fim foarte corecți și mereu am fost corecți,
că urmare dezbaterilor pe care le-am avut în cadrul generos al Consiliului Superior al Magistraturii și a disponibilității exprimate în mod repetat de Procurorul General de a pune la dispoziție toate aceste documente, domnul ministru ne-a trimis această adresă. În 19 martie 2018. Stimate domnule Procuror General, în baza prerogativelor constituționale și a competențelor legale, vă solicit următoarele. Să ne comunicați dacă și câte protocoale secrete au fost încheiate între Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, DICOD, pe de o parte, și Serviciul Român de Informații, pe de altă parte. 2. Să ne transmiteți data încheierii și semnatarii respectivelor protocoale. 3. Să demarați procedura legală de desecretizare a conținutului acestora, cea pe care, pentru care noi și făcuserăm demersuri anterior și am exprimat disponibilitățile noastre în Consiliul Superior al Magistraturii. Răspunsul Ministerului Public în 20.03. Cererea este din 19.03 și prompt Ministerul Public răspunde în atenția domnului profesor universitar dr. Toader Tudorel, ministrul Justiției. Având în vedere adresa dumneavoastră, vă comunicăm alăturat în copie multiplicată protocolul de cooperare între Ministerul Public privind și SRI pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale, strict secret 18 pagini. Este cel din 2009, dacă vă uitați în subsolul paginii, veți vedea nota că primul este corespunzător celui din 2009 și al doilea, protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și parchetul de pe lângă Înalta Curte pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit legii, secret 6 pagini. Este protocolul din 2016. Vă să zic că asta era în 20 martie și precizam noi că partea specială a primului protocol, capitolele 3-4, au devenit caduce ca efect al schimbărilor legislative, urmare și a decizii 51 din 2016 a Curții Constituționale a României, iar restul dispozițiilor și-au încetat efectele prin abrogare expresă în urma încheierii protocolului din 2016. Am precizat în mod special aceasta. Nu sâmbătă s-a aflat această chestiune la ora dimineții, ci s-a aflat în 20 martie 2018. N-am avut nimic ce să ascundem. Al doilea protocol a fost denunțat de părțile semnatare, respectiv de către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în data de 13 martie 2017, trebuie să precizăm că anterior fusese denunțat de SRI, dacă bine rețin, în ianuarie, după cum a declarat purtătorul de cuvânt. Practic, nu s-au produs efecte, n-a produs efecte, n-a apucat să fie folosit în niciun mod acest protocol. În prezent, precizam noi, se află în derulare procedura de declasificare în acord cu cerințele impuse de dispozițiile legii numărul 82/2002 privind protecția informațiilor clasificate. Adică am cerut celelalte părți din protocol să-și exprime disponibilitatea la declasificare. Următorul document este al Consiliului Superior al Magistraturii, care ne spune că urmare solicitării dumneavoastră vă restituim alăturat filele 17-18. Adică ce se întâmplase? Cine a făcut copie pentru protocol, atât pentru Consiliul Superior al Magistraturii, cât și pentru Ministrul Justiției? Ultima filă, care avea două pagini, a adăugat-o dintr-o eroare, s-au lipit filele la CSM. La CSM au mers două file și la Ministrul Justiției lipsea ultima filă. Am văzut suspiciunea marcată. Dacă Ministrul Justiției nu are încredere în Ministerul Public, pe mine mă surprinde acest fapt. Este un simplu incident administrativ pe care noi l-am explicat și l-am și rezolvat imediat, pe loc. La vremea aceea n-a avut nicio neîncredere, nicio suspiciune, a fost tot
totul în regulă, dar acum sâmbătă și-a adus aminte că noi am ascuns ultima filă pentru a nu vedea cine sunt semnatarii. Regret, acest fapt nu e cazul. Astfel că acest incident a fost corectat imediat și avem următorul document cu cele două file pe care le-am transmis Ministrului Justiției cu precizarea că dintr-o eroare au fost transmise la CSM. Mergem mai departe. În 3 aprilie 2018, Ministerul Public comunică Ministrului Justiției în atenția domnului profesor universitar dr. Tudorel Toader faptul că începând cu data de 1.1.2005, în evidențele instituției noastre figurează încheierea următoarelor protocoale, următoarele documente de cooperare instituțională. Și am enumerat toate, dar această adresă este rezultatul discuțiilor pe care noi le purtam la CSM. Și eu mi-am exprimat disponibilitatea că tot ce-și dorește CSM-ul prezentăm acolo pentru evaluare, iar în același timp le punem la dispoziția Ministrului Justiției, care n-a spus nicio clipă că n-are competența să le evalueze, să le analizeze. Le-am trimis, le-am pus la dispoziție, fiindcă ele mergeau la biroul de profil. Nu aveam nicio reținere că ar fi ceva rău cu ele și nu aveam ce să ascundem în fața Ministrului Justiției. Dacă observați, același protocol din 2016 este din nou prezentat mai în josul paginii 2 din 3. Protocolul din 2016 este enumerat în rând cu celelalte protocoale fără nicio reținere. Adică nu avea niciun motiv să nu-l prezentăm, să-l aducem la cunoștință, de vreme ce toată lumea știa, era lipsit de efecte, eram în procedură de declasificare, care ar fi fost problema să-l ascundem? Nicio rațiune. Următoarea adresă către Ministrul Justiției, domnului profesor universitar dr. Toader Tudorel, i-am pus la dispoziție și protocoalele pe care noi le-am încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne, erau două protocoale, care fuseseră și declasificate și reînregistrate la nesecret, dar era bine ca domnul ministru să știe. Și avem aici ultima pagină din acest set. Domnul ministru al Justiției comunică 9.5.2018 Consiliului Superior al Magistraturii că vă comunicăm că Ministerul Justiției, în calitate de organ al administrației publice centrale, aici citez, nu are atribuția legală de a analiza și de a emite un punct de vedere referitor la conținutul și efectele unui protocol încheiat între alte instituții publice. A fost absolut surprinzător când am văzut că sunt era deja un alt punct de vedere care era adaptat noi în situații ivite. Deci, atunci când, a... Deci a apărut sâmbătă punctul pe subiect. Evaluarea. Numai puțin, vă rog, este o declarație de presă să o închei, să nu încurc documentele aici, fiindcă avem mai multe. Și aș dori să vă prezint în continuare o parte din corespondența avută pe această temă a protocoalelor cu Consiliul Superior al Magistraturii, din care rezultă modul sistematic și transparent în care a fost informat Consiliul în calitatea sa de garant al independenței justiției, a sistemului judiciar, în legătură cu toate demersurile efectuate de Ministerul Public. Și aici vom găsi, în general, aceleași adrese pe care noi le-am prezentat Ministrului Justiției, însă de această dată prezentate Consiliului Superior al Magistraturii. Și noi voiam să vedem dacă există vreo obiecție a cuiva, dacă au, evident că nimeni n-a avut nicio obiecție la vremea respectivă, mai ales că aceste protocoale erau lipsite de efecte, erau... așa cum
se prezentau ele la data respectivă. Am comunicat, prin urmare, și CSM cele două protocoale pe care le vedem aici, cel din 2009 și din 2016, cu mențiunea că al doilea protocol a fost denunțat de părțile semnatare din 13 martie 2017, în prezent se află în derulare procedura de declasificare. Noi, în mod repetat, am cerut celelalte părți instituției care a participat la încheierea acestui protocol, două, trei adrese pentru declasificare am făcut, dar probabil că din neobservarea acestora, oricum protocolul este lipsit de orice efecte, el nu mai este în vigoare, nu este funcțional, el poate fi declasificat și sper să obținem această adresă de declasificare cât mai rapid pentru a încheia discuția. Avem apoi o altă adresă. Prin care mai întâi aș dori să vă precizez că în perioada aceea din 20 până în 29 martie toate protocoalele au fost la dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii. Au fost invitați membrii Consiliului prin mesaj e-mail pe care îl am și dacă va fi nevoie îl vom prezenta, să studieze protocoalele la biroul de profil de documente clasificate. Toți magistrații, doresc să vă spun, au dreptul, sunt abilitați prin calitatea lor de magistrați de a studia documente clasificate și cu toții puteau să citească. Eu nu mă îndoiesc că cine a fost interesat a citit. Așa, iar în 29 ne spune CSM, vă restituim alăturat protocoalele de colaborare înregistrate la instituția noastră sub numărul. Și nu spune nimic rău că ar fi vreo problemă să ne avertizeze, că ar fi vreo încălcare a legii sau așa mai departe. Ei bine, în 2 aprilie 2018 am transmis și Consiliului Superior al Magistraturii toată evidența protocoalelor pe care am trimis-o și Ministrului Justiției. Și, domniile voastre, puteți vedea această adresă foarte cuprinzătoare, în care, la un anume punct, apare și protocolul din 2016. Evident că nu aveam motive să-l ascundem. Apoi, avem procedura de declasificare a protocoalelor cu SRI și MAI. Am comunicat Consiliului Superior al Magistraturii, doamnei judecător Simona Camelia Marcu, urmarea adresei dumneavoastră privind solicitarea luării măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor decise de plenul din 4 aprilie. Vă comunicăm următoarele și am arătat toate protocoalele cu stadiul care sunt declasificate, care sunt în procedură de declasificare, fiindcă am luat noi toate măsurile acestea. Și apare la punctul 5, inclusiv protocolul din 2016, pentru care noi am luat măsurile adecvate pentru declasificare. Mai avem la ultima filă copia protocolului de cooperare încheiat în 2005 între Serviciul Român de Informații și cel din Parchetul General, declasificat, reînregistrat, l-am comunicat și pe acesta în extens, o să-l vadă Consiliul Superior al Magistraturii. Ei bine, aș dori să precizez ceva ce toată lumea cunoaște, dar îmi fac datoria să fac această precizare, că a survenit ordonanța de urgență a Guvernului numărul 6 din 2016, în urma deciziei Curții Constituționale 51 din 2016, care este bine cunoscută și care reglementa niște probleme, le aducea în făgașul lor constituțional, niște probleme judiciare. În concret, aș dori să vă arăt aici ultimul aliniat
de la articolul 8, aliniatul 1, va să zică modifica ordonanța de urgență, legea SRI-ului și prevedea aici condițiile concrete de acces la sistemele tehnice al organelor judiciare se stabilesc prin protocoale de cooperare încheiate de Serviciul Român de Informații cu Ministerul Public și Ministerul Afacerilor Interne, precum și cu alte instituții în cadrul cărora își desfășoară activitatea în condițiile art. 57 aliniatul 2 din Codul de Procedură Penală, organe de cercetare penală specială. Este dispoziția ordonanței de urgență, iar pe baza acestei dispoziții au fost încheiate protocoalele și... Declarații din partea procurorului general Augustin Lazăr, care a găsit de cuvință să facă în mod public corespondența pe care a purtat-o cu ministrul justiției și implicit CSM, pentru a reliefa, în opinia domniei sale, un adevăr neinterpretabil, așa cum sublinia de altfel și Augustin Lazăr. Din această corespondență rezultă clar că Ministerul Public a acționat în mod transparent, a mai spus Augustin Lazăr. Reamintesc că toate aceste declarații ale procurorului general al României vin la scurt timp după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a făcut noi precizări despre procedura de evaluare a procurorului general, precizând că Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituțional pe care îl are. O evaluare a procurorului care va fi gata, din câte am înțeles, din partea ministrului Justiției în termen de 30 de zile și care era necesară de altfel, pentru că Ministerul Public nu mai garantează independența justiției, este de părere Tudorel Toader. Cât despre protocoale, ministrul Justiției a descoperit că acum poate vorbi despre acestea, asta după ce, în urmă cu 3 luni, anunța oficial CSM-ul că nu are competențe în acest sens. Nu e nimic nou în sensul că respectivele protocoale sunt absolut nefirești. Că avem Constituție, că avem legi suficiente, clare, de natură să interpretăm, să aplicăm norma juridică. Tudorel Toader și-a schimbat poziția cu 180 de grade față de acum 3 luni. Atunci, într-un răspuns pentru CSM, susținea sus și tare că nu are competențe să vorbească despre protocoale. Vă transmitem că Ministerul Public nu are atribuția legală pentru a analiza și emite un punct de vedere referitor la conținutul și efectele protocoalelor încheiate între alte instituții publice, scria pe 9 mai ministrul Justiției. Azi a descoperit însă că poate vorbi și despre protocoale. Cât despre războiul cu Augustin Lazăr, evaluarea procurorului general va dura cel mult 30 de zile, a anunțat Tudorel Toader. Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general n-am luat-o, n-a venit nici din senin, nici circumstanțial. Eu am observat de-a lungul timpului și probabil ați observat și dumneavoastră cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituțional pe care îl are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenilor. Răsturnare de situație în dosarul privind modul în care au intervenit jandarmii la mitingul diasporei din Piața Victoriei. Deși au susținut săptămâni întregi contrariul, jandarmii lui Carmen Dan au evacuat piața înainte ca prefectul să semneze ordinul de intervenție. Speranța Cliseru a declarat că a semnat acel ordin după 12 noaptea, la peste o oră după ce jandarmii au intrat în forță în Piața Victoriei. Violențele care s-au întâmplat, după părerea mea, care necesitau restabilirea ordinii publice, s-au întâmplat mult mai târziu. Când s-a dat foc la fel de elemente de mobilier urban. Erau în piață, erau pe străzi. Păi n-are importanță unde erau. Nu scrie în ordin. Deci era de restabilirea ordinii publice. Pentru că nu putem să eliberăm un spațiu al Pieței Victoria și pe străzi să se întâmple acte de vandalism,
de terorism. La ce oră ați semnat acel ordin? Cred că era după 12 noaptea. Declarațiile prefectului vin în contextul în care jandarmii au susținut că au primit ordin din partea Speranței Clișeru la ora 23:11. Mai mult, prefectul Capitalei a povestit că în timpul protestelor din 10 august nu s-a aflat în centrul mobil de comandă, ci într-o clădire din spatele guvernului. Eu nu m-am aflat în centrul mobil. Centrul de comandă? Nu m-am aflat în centrul de comandă. V-a spus și domnul viceprimar. Existau două centre? Existau două centre. Eu nu m-am aflat în centru. În centrul mobil au fost persoane probabil care trebuiau să fie în centrul mobil. Nu m-am aflat eu în centrul mobil. Deci eu m-am aflat într-o clădire. Centrul mobil este într-un vehicul mobil. Deci era din piața Victoriei. Din incinta, deci din clădirile care aparțin de guvern, nu în clădirea guvernului. Speranța Clișeru a fost prezentă la Senat pentru a participa la ședința Comisiei de Apărare pe tema protestului din 10 august, dar ședința nu s-a putut desfășura din lipsa cvorumului, fiind prezenți doar 6 din cei 13 membri ai Comisiei. Între timp, Inspecția Judiciară cere sancționarea lui Bogdan Pârlog, unul dintre procurorii care anchetează modul în care au acționat jandarmii în seara de 10 august în Piața Victoriei. Colega mea, Alina Sorocean, ne oferă detalii suplimentare. Bun găsit, Alina! Care este motivul acestei solicitări? Am găsit, Inspecția Judiciară cere sancționarea procurorului militar Bogdan Pârlog, cel care a fost în Piața Victoriei în ziua protestului și care a compus raportul pe baza căruia a fost întocmit dosarul penal care vizează reprimarea violentă a manifestației. Inspecția Judiciară susține că în urma anchetei procurorul a denigrat o parte din membrii secției de judecători din CSM și astfel iată că se cere ca acesta să răspundă pentru ceea ce a făcut. Vorbim așadar despre o cerință care vine din partea reprezentanților Inspecției Judiciare, iată abia acum, deși cazul este cunoscut de câteva zile, rămâne de văzut însă dacă Bogdan Pârlog va suferi sancțiuni drastice sau cazul va fi încheiat ceva mai ușor. Aceste precizări, este momentul să luăm o scurtă pauză de publicitate, însă imediat revenim și cu alte subiecte. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în câteva minute. Lasă-mă și așa, voiam să pun termopan. Sunt toată casa! Vrei, nu vrei, tot timpul e ceva de făcut pe acasă. Caută sub capac și poți câștiga pe loc tichete cadou de 2000 de lei pentru casă sau una din cele 2 milioane de beri. Bucegi, premii pe inima românilor. Întotdeauna ceva nou. Mic, puternic, practic, portabil, modern, eficient. Pur și simplu senzațional. O mică minune pe care trebuie să o achiziționați imediat. Livingston Air Cooler. A sosit unul dintre cele mai mici aparate de răcire a aerului din lume. A sosit! Este aici! Și acum la un preț imbatabil! Atenție! Doar pentru un scurt timp. Deja aveți posibilitatea să-l comandați acum doar de la noi. Vara, căldura în casă este insuportabilă, chiar și pentru animalele noastre. Dacă sunteți singuri, nu porniți aparatul de aer condiționat. Este o risipă de bani, iar pe deasupra răcește încet camera. Iar ventilatorul doar tulbură aerul uscat și cald. Uitați de acestea! Economisiți și în același timp bucurați-vă de aerul rece și plăcut. Simplu, rapid și economic. Soluția este Livingston Air Cooler. Vă învârtiți în pat fără să puteți dormi pentru că noaptea transpirați, iar dimineața vă treziți obosit? Livingston Air Cooler original este partenerul de somn ideal. Îl veți adora! În câteva secunde va răci mediul în care vă aflați, iar dumneavoastră vă veți trezi iar odihnit. Este ideal chiar și în camera copiilor. Fiindcă nu conține produse chimice, este ecologic și economisește energie. Pur și simplu ador Livingston Air Cooler. Petrec cât timp doresc în garaj, pentru că aerul este plăcut și rece. Cele mai multe aparate de aer condiționat sunt extrem de mari, scumpe și greu de mutat. Însă Livingston Air Cooler este mic și ușor. Uitați-vă la asta! Cu acest uscător de păr suflăm dintr-o parte aer cald de 36,4 grade. Însă Livingston Air Cooler pe partea cealaltă eliberează un aer plăcut de 22 de grade.
Secretul se datorează tehnologiei speciale Hydrocool. Aparatul Livington Air Cooler aspiră aerul cald, care cu ajutorul filtrului Hydrocool activează evaporarea apei și generează aer rece. Pe deasupra, Air Cooler are funcția de umidificator, astfel veți putea respira mai ușor. Nu mai trebuie să suportați aburul cald nici măcar în bucătărie. Air Cooler va răci aerul chiar și în timp ce gătiți. Ocupă un loc foarte mic, nu trebuie instalat și este foarte ușor de mutat. Doar îl umpleți cu apă, apăsați butonul, setați direcția de suflare și deja funcționează. Îl puneți acolo unde doriți dumneavoastră. Perfect! Într-un cuvânt, bucurați-vă de aerul rece curat. Este atât de mic încât încape oriunde. Ca și tehnician de aparate de climă, recomand tuturor aparatul Livington Air Cooler, pentru că este ecologic, consumă foarte puțină energie și răcește perfect aerul. Aparatul Livington Air Cooler răcește în mod plăcut aerul înconjurător și asta îmi ajunge. În plus, pot să-l mut în altă cameră și să-l așez oriunde. Astfel, activitățile gospodărești sunt mult mai simple, confortabile și mai ușoare. În ce mă privește, poate să vină deja căldura verii, pentru că eu am Air Cooler. Iar acum e ocazia perfectă și dumneavoastră puteți achiziționa sistemul de răcire al aerului, unul dintre cele mai mici aparate de răcire mobile din lume. Aparatul Air Cooler, care va răci aerul înconjurător în doar câteva secunde, iar între timp consumă energie minimă. Astfel primiți un mini aparat de răcire a aerului cu tehnologie Hydrocool genială, care asigură un aer plăcut și rece și care totodată purifică și umidifică aerul. Fără produse chimice, cu 3 nivele de viteză, cu lumina ambientală albastră cu care vă puteți răsfăța. Un aparat de răcire compact pe care îl puteți folosi oriunde, care este perfect și pentru călătorii. În plus, primiți un cablu USB și un adaptor complet gratuit, fără să plătiți nimic în plus. Și toate acestea le primiți acum la prețul promoțional MediaShop incredibil de mic. Aparatele de aer condiționat portabile sunt mari, nu sunt practice, pot fi pline de produse chimice, iar în prezent se vând pentru o mică avere, chiar și pentru 1000 de lei. Să nu mai vorbim de consumul uriaș de energie. Însă la MediaShop puteți fi sigur că nu veți plăti nici 1000, nici 800, nici măcar 500 de lei. Acest aparat genial Air Cooler costă acum în loc de 400 de lei. Da, ați auzit bine, în loc de 400 de lei. Doar acum vine senzația. Reducem prețul. Acum puteți să-l primiți la imbatabilul preț de 199 de lei. În plus, și pentru acest produs este valabilă garanția de satisfacție și rambursare de 30 de zile marca MediaShop. Nu așteptați să vină căldura. Sunați-ne acum sau comandați pe pagina de internet www.mediashoptv.ro. Sunând, puteți afla de la colegii noștri de varianta de aparat Air Cooler cu telecomandă, pe care îl puteți achiziționa imediat la prețul incredibil de mic. La EMAG, comanda achitată cu Mastercard e și recompensă. Cumpără de toate, de la electronice și electrocasnice, produse pentru copii, modă și multe altele, și plătește cu cardul. Prima plată online cu Mastercard sau Maestro îți aduce un card cadou de 50 de lei pentru noi cumpărături. EMAG. Cu 2 săptămâni înainte de începerea anului școlar, Ministerul Educației cere editurii pedagogice aflate în subordinea sa retipărirea manualelor de geografie pentru clasa 6-a. Mai mult, editura va trebui să suporte și cheltuielile de retipărire. Scandalul a izbucnit după ce s-a descoperit că manualul respectiv cuprinde mai multe greșeli grave. Acum se caută vinovații, iar editura pedagogică transmite că aceștia vor fi acționați în instanță. Până la retipărirea manualelor, elevii și profesorii pot folosi varianta corectă, însă doar în format digital. Ministerul Educației transmite că varianta digitală corectată a manualului respectiv va fi postată pe platforma manuale.edu.ro în cursul acestei săptămâni. Reprezentanții editurii au transmis că greșelile vor fi remediate, iar vinovații vor plăti. EDP își rezervă dreptul de a acționa în instanță vinovații pentru a cere daune materiale și morale în acest caz. Este o analiză în curs de derulare pentru a vedea exact cine se face vinovat în acest caz.
caz. Reprezentanții Centrului Național de Evaluare și Examinare spun că procedurile au fost respectate, iar vina pentru această situație penibilă trebuie căutată în altă parte. Niciun angajat al Centrului Național de Evaluare și Examinare nu a avut acces, nu a văzut manualele nici la depunere, nici după anunțul rezultatelor, cu excepție informatică, și anul care a încărcat într-o aplicație pentru a putea fi evaluat. Din punctul nostru de vedere, Centrul Național a respectat procedura, din comisie au făcut parte profesori, doctori, trei, respectiv un profesor cu gradul didactic 1. Iar avizul științific este dat de un profesor universitar doctor. Deși identitatea celor care au dat undă verde pentru publicarea manualelor este secretă, conducerea editurii transmite că cei vinovați, inclusiv autorii, vor fi acționați în judecată. Identitatea oamenilor, 4 plus 1, după cum ați auzit, care au dat aviz științific sau care au evaluat în mod favorabil cu peste 85 de puncte acest manual, rămâne una ascunsă. Culpa este una comună. Este o culpă a autorilor, care, pe lângă că au scris un manuscris cu atâtea greșeli, au mai și declarat public că acele greșeli au fost făcute în timpul tehnoredactării. Acești autori au încălcat astfel flagrant adevărul și vor fi, bineînțeles, sancționați în instanță de către conducerea editurii didactice și pedagogice. Inițial, Ministerul Educației a anunțat că pentru a corecta greșelile va fi realizată o erată care urma să fie transmisă în școli. Apoi, reprezentanții instituției și-au dat seama că multiplele erori nu pot fi corectate printr-o simplă erată și astfel s-a decis ca manualele să fie retipărite după corectarea greșelilor. Manualul de geografie deja publicat conține mai multe erori grave. De exemplu, Turnul Măgurele este poziționat pe harta română ei în locul orașului Drobeta, Turnul Severin. Și nu este singura greșeală. Marea Moartă este pusă pe hartă în loc de Marea Roșie, insula Tasmania este numită Vanuatu, un stat care nu există, iar regiunea industrială Rur este scrisă greșit. Manualul de istorie are și el greșeli. Este a doua carte școlară realizată de minister care conține erori după cea de geografie. Pentru ambele manuale au fost tipărite 1.600.000 de exemplare. Scene de groază în județul Constanța. Un șofer a lovit în plin doi adolescenți pe o trecere de pietoni, apoi a fugit de la locul accidentului. Tinerii au fost transportați în stare gravă la spital, iar șoferul a fost prins de polițiști. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs după miezul nopții. Cei doi tineri în vârstă de 15 respectiv 18 ani au vrut să traverseze bulevardul pe trecerea de pietoni. Nu au apucat să facă decât câțiva pași. Un șofer i-a izbit în plin. Omul nu a avut nicio remușcare și a lăsat victimele întinse pe șosea și a demarat în trombă. Martorii au sunat imediat la 112. Au apucat să vadă doar marca mașinii, nu și numărul. Deci mă dau jos. Adolescenții au ajuns în stare gravă la spital. Până la sosirea ambulanței, unul dintre ei a fost ajutat de un medic militar de la baza Mihail Cogălnicianu. După ceasuri bune, conducătorul autoturismului care a părăsit locul faptei a fost identificat. Acesta are 29 de ani, este din localitatea Ciobanu, județul Constanța și este audiat în acest moment de polițiști. Poliția a deschis un dosar penal de vătămare corporală gravă din culpă și fugă de la locul accidentului. Marea Neagră a înghițit încă o viață. O fetiță de 12 ani a pierit înecată în dreptul plajei din Constanța. Copila era crescută de bunici în comuna Istria după ce mama-i murise, iar tatăl o abandonase. Fetița fusese lăsată la mare cu o cunoștință. Valurile și curenții mării au tras-o de lângă mal și au dus-o departe în larg. Copila nu știa să nuate și nimeni nu a observat că are nevoie de ajutor. Inițial, un medic și o asistentă din Bihor aflați pe plajă au reușit să o reducă în simțiri, însă fetița s-a sins după câteva ore de agonie pe patul de spital. 24 de oameni au murit înecați în Marea Neagră de la începutul acestui sezon estival. Codul galben de furtuni și grindină a fost prelungit. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizarea meteo de vreme rea. Până când vom avea parte de furtuni și ce zone ale țării vor fi afectate, ne spune Mirela Polifronie, meteorolog de serviciu ANM. Bună ziua! Bună ziua! Cât timp va fi în vigoare această alertă meteo de vreme rea și mai cu seamă la ce fenomene să ne așteptăm în acest interval? Codul galben va fi în vigoare până astăzi la ora 23, astfel că vom mai avea averse ce vor avea și caracter torențial de
descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil și căderi de grindină în zona de munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Oltenia și în Maramureș. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor putea depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi manifestări specific în soluții atmosferice și în partea de sud-est a țării, mai exact în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Vestea bună ar fi că la noapte acestea se vor restrânge către zona de munte, se vor semnala pe arii mai restrânse, averse, descărcălecie și intensificări de scurtă durată ale vântului. De mâine vom avea averse și descărcări, în special în zona de munte și local, în zonele mai joase de relief din sudul și estul Transilvaniei și pe spații restrânse, cele din Oltenia și Muntenia. Iar începând de miercuri, ploile vor fi prezente cu precădere în zona de munte. Mirela Polifronie, meteorolog, ne mulțumim foarte mult pentru aceste precizări de ultimă oră. Reacție halucinantă a polițiștilor locali din Constanța. O bătrână prinsă fără bilet într-un mijloc de transport în comun a fost luată pe sus de polițiști și târâtă până la dubă. Deși femeia dorea să plătească amenda de 100 de lei pe loc, a fost bruscată, lovită și băgată cu forța în dubă. Întreaga scenă a fost filmată de un alt călător care spune la rândul că a fost bruscat și amenințat de polițiștii locali. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Bătrâna se îndrepta spre casă când, la un moment dat, mai mulți controlori au urcat în mijlocul de transport în comun. Bătrâna le-a mărturisit că și-a uitat abonamentul acasă, așa că cei trei controlori au decis să-i dea amendă. Bătrâna nu s-a împotrivit, ci a fost de acord că este măsura care se impune. Numai că femeia, în vârstă de 76 de ani, n-a vrut să meargă la poliție pentru a fi legitimată, pentru că îi era teamă. Doamna, este valabil să vă dea banii. Rușine, este de dar v-a dat bani, nu? Nu mi-a dat niciun bani. Așa spune. Azi că dorea să mă plătească amenda. Este o diferență. Iar de ceea ce era cel mai teamă nu a scăpat. Bătrâna a fost luată pe sus și dusă în dubă, unde a fost băgată cu forța ca un infractor periculos. Uitați-vă cum ce face poliția locală de la Constanța. Ia uitați. Uitați ce face poliția locală. Bărbatul care a filmat aceste imagini susține că și el a fost dat jos din mijlocul de transport în comun tot pentru că își uitase abonamentul acasă, dar că ar fi achitat amenda de 1000 de lei pe loc. Mai mult, acesta mărturisește că a fost amenințat de polițiștii locali care erau deranjați că sunt filmați. Pe site-ul Regiei Autonome de Transport Constanța scrie că un călător este obligat să achite amenda în termen de maxim 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal. De asemenea, călătorul are dreptul de a depune plângere la judecătoria Constanța. În timp ce multe țări europene înfruntă canicula, în Italia a nins în weekend. Stratul de zăpadă la peste 2000 de metri altitudine a ajuns chiar și la 35 de centimetri în unele zone. Așadar, cine nu suportă arșița, poate merge la schi în Alpi. Ci sono accumuli anche fino a 30 centimetri di neve. Un front atmosferic rece care a lovit în weekend nordul Italiei a adus zăpadă la mare altitudine. Alpii italieni au fost acoperiți de zăpadă, iar viscolul i-a făcut pe oameni să tremure. Rafalele de vânt i-au pus în dificultate pe turiști care abia puteau să își păstreze echilibrul. Stratul de omăt a depășit chiar și jumătate de metru la mare altitudine. În restul Italiei s-au înregistrat ploi torențiale și furtuni, iar în multe orașe din peninsulă s-au produs deja inundații. Italia s-a confruntat în această vară cu o vreme extremă. Au fost zile de caniculă cu peste 40 de grade Celsius, dar și perioade îndelungate cu ploi și vijelii care au provocat pagube însemnate. Celebrul actor Jean-Claude Van Damme a mâncat bătaie de la un fan. Admiratorul său a fost chemat pe scenă pentru o demonstrație. Numai că tânărul s-a lăsat dus de val și din prea multă frenezie i-a aplicat lui Van Damme o lovitură cu piciorul care l-a surprins pe celebrul actor. Wow!
socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Dacă în filme infractorii îi cad la picioare la propriu, în viața reală vandam este cel care încasează lovituri. Cel puțin așa s-a întâmplat la un eveniment recent, când celebrul actor a demonstrat că nu este nici pe departe imposibil de doborât. Un simplu fan a reușit să-l scuture bine pe Jean-Claude Van Damme atunci când i-a aplicat o lovitură puternică de picior. Demonstrația de acrobație a venit chiar la indicațiile actorului. Acesta l-a rugat pe admirator să lovească precum a văzut el în filmele de acțiune. Însă excesul de zel și-a spus cuvântul, iar fanul, în loc să lovească în aer, a lovit în actorul său preferat. Wow! Deși vizibil surprins, Van Damme și-a păstrat calmul și a continuat demonstrația. A ripostat și a aplicat fanului o corecție. Mai în joacă, mai în serios, actorul i-a administrat tânărului aflat pe scenă o lovitură în abdomen și apoi una în picior, iar lucrurile au fost potolite de către unul dintre organizatori. Bărbatul a intervenit și l-a sfătuit pe fan să se potolească pentru ca situația să nu degenereze. It's to go, boom, inside the head. Go three times, boom, lock it. Up, and you take this dance. Good on you, George. You get the shot? Final de jurnal, doamnelor și domnilor, urmează la Orențiu Botin. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine dimineața, începând cu ora 10, o săptămână minunată tuturor.